În Sinfonia a VII-a a lui Beethoven, întotdeauna descoper o bucurie care nu le găsesc în celelalte sinfonii ale lui. Pentru mine, Sinfonia a VII-a, de fapt, începe cu o întrebare pe care Beethoven a pus-o în Sinfonia a III-a. De ce? Dacă vă aduceți aminte, în Sinfonia a III-a lui Beethoven, el a făcut o declarație împotriva acestui Napoleon, care s-a făcut împărat. Iar în Sinfonia a VII-a, de fapt, este finalul acestei povești. Pentru că în Sinfonia a VII-a, Beethoven, după ce a terminat-o de scris, a păstrat-o și nu a dat voie să fie cântată până când a găsit el momentul potrivit. A trecut destul de mult timp, aproape 2 ani de zile, de la momentul în care el a terminat compoziția până când a lăsat-o să fie cântată. Iar momentul în care această piesă a fost cântată a fost momentul în care Beethoven a făcut o altă declarație. Și Beethoven a luat banii care i-a primit de la acest concert și a dat toți banii familiilor soldaților care au fost răniți în prima bătălie care a fost câștigată împotriva lui Napoleon. E o piesă importantă, nu numai pentru că e atât de frumoasă din punct de vedere muzical, e atât de plină de viață, e atât de plină de dans chiar, dar pentru mine e și o piesă importantă pentru că Beethoven face această declarație în care spune că noi ca și artiști, noi ca și interpreți de muzică clasică, trebuie să ne uităm și să reprezentăm societatea în care trăim și din care facem parte.